știați despre vedeta mesei noastre de Paști, mielul este că, gătit corect și neconsumat în exces, este una dintre cele mai bune alegeri nutriționale. Este o carne bogată în omega-3, în vitamina B12, fier sau seleniu. Dar, pentru a avea parte de toate aceste beneficii, atenție mare la o corectă preparare termică a cărnii. Carnea de miel este apreciată pentru aportul său nutrițional, nu numai de gurmanzi, dar și de persoanele care fac mult sport. La masa de Paști, da, ne bucurăm de carnea de miel, care este o carne roșie, o carne grasă, bogată în grăsimi saturate, dar și în grăsimi mononesaturate, polinesaturate și omega-3. Pentru că mieii și oile, în general, sunt crescute liber, și încă există pășunatul, atunci și carnea lor va fi bogată în omega-3 datorită acestui lucru. Deloc de neglijat este că această carne poate fi consumată și de persoanele care se feresc de grăsimile saturate. Însă este de consumat din când în când. Nu o să facem exces de carne roșie pentru că este pusă deseori în studii în legătură cu cancerul colorectal și cu alte maladii din sfera gastrointestinală. În această perioadă însă avem tendința de a adăuga carne la fiecare masă, așa că riscăm să petrecem sărbătorile la pat sau chiar la spital. La masa de Paști, atenție, pentru că această carne de miel este grasă, atenție să nu declanșăm o criză de pancreatită acută, atenție persoanele care sunt cu patologie biliară, trebuie să aibă grijă să nu vină dintr-o perioadă de post imediat la o masă foarte bogată în carne de miel. Ideal, gătim mielul nu prin prăjire, pentru că această grăsime, dacă este supusă la temperaturi înalte, va genera acele amine heterociclice cu risc oncogen, cu risc cancerigen, și atunci ideal gătim carnea la cuptor, timp îndelungat. Unul dintre secretele preparării unei fripturi de miel delicioase, dar și sănătoase, este gătirea prin marinare. Și mai bine, înainte de gătire o să marinăm carnea de miel. Sunt foarte multe rețete din vechime, pentru că românii noștri întotdeauna la masa de Paști au consumat miel, chiar și acum 100-200 de ani. Dar marinarea cărnii de miel este o artă, vă invit să o descoperiți, să faceți acest lucru pentru masa de Paști și apoi să aveți răbdare și să gătiți la foc mic friptura de miel. Un alt secret este ca la masa de zilele acestea să așezăm legumele lângă miel și nu cartofi sau pâine. O să o însoțim la masă de multe legume verzi, de salată, este anotimpul în care găsim leurdă, găsim untișor, găsim ceapă verde, găsim usturoi și e bine să asociem toate aceste preparate astfel încât să nu fie nicio valoare calorică foarte mare a mesei și să avem și antioxidanții extraordinar de importanți. Mielul, de altfel, este și el bogat în antioxidanți, este și el bogat în vitamine, în fier, în vitamina B12, vitamine B, este o sursă foarte bună de zinc și seleniu. Nici organele de miel nu sunt interzise, ba din contră, sunt o sursă foarte bună de vitamine și minerale. De aceea, în cantități mici, este un preparat recomandat chiar și copiilor, mai ales dacă este degresat. Cred că la ora aceasta deja sunteți aproape gata cu pregătirile pentru masă.